Salutare, pariori! Pentru ziua de duminică, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit următoarele pronosticuri. Steaua Roșie n-a predac. Zanfi se așteaptă ca Steaua Roșie să-și respecte statutul de favorită și să controleze cu lejeritate acest meci. În opinia lui, diferența dintre cele două echipe este destul de mare, așa că pronosticul său merge pe cel puțin 2 goluri marcate în prima repriză. Slavia Praga-Zlin. Tipsterul Red consideră că Slavia Praga este net superioară adversarei sale. Aceasta are ca obiectiv câștigarea campionatului, iar în primele două etape a obținut maximum de puncte. De cealaltă parte, Zlin nu poate avea mari pretenții, această echipă mulțumindu-se și cu menținerea pe prima scenă a fotbalului din Cehia. Prin urmare, tipsterul nostru recomandă pariul pe victorie Slavia și 2-5 goluri marcate. Philadelphia Phillies Kansas City Royals. Andrei Cinculescu spune că gruparea din Philadelphia deține un compartiment ofensiv puternic, aceasta înregistrând o medie de peste 4,5 ranuri reușite per meci. Ținând cont de acest detaliu și de faptul că adversara ei nu are o defensivă eficientă, pronosticul tipsterului nostru este că Philadelphia va reuși cel puțin 4 ranuri. Alex și-a îndreptat atenția spre duelul dintre Olanda și Africa de Sud de la campionatul mondial de fotbal feminin. În opinia acestuia, Olanda este una dintre favoritele la câștigarea trofeului, mai ales după prestațiile bune din meciurile precedente. Astfel, tipsterul nostru mizează cu încredere pe 1 pauză, 1 final. Tsitsipas de Minaur. Cei doi tenismeni se vor confrunta în finala turneului de la Los Cabos, iar tipsterul Adrian consideră că de Minaur este subestimat de multă lume, Tsitsipas fiind văzut ca mare favorit. Chiar dacă jucătorul grec pornește cu prima șansă, tipsterul nostru se așteaptă la o replică bună din partea lui de Minaur. Acesta a avut prestații bune în ultima vreme, așa că pronosticul lui Adrian merge pe cel puțin 9 game-uri câștigate de Minaur. Petrolul Farul. David Chirilă se așteaptă ca Farul să menajeze din nou mulți jucători importanți, așa cum a făcut-o în etapa precedentă când a suferit o înfrângere categorică împotriva lui Poliaș. Astfel, Petrolul are șanse bune să obțină un rezultat pozitiv și ținând cont că va evolua pe teren propriu, pronosticul tipsterului nostru este că gruparea ploieșteană va marca cel puțin un gol și va obține minimum 3 cornere. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.